Suntem în marginea unui oraș din apropierea Bucureștiului. Nu este, din păcate, un caz singular și nimic nou. Depozitări necontrolate de deșeuri, din materiale plastice, de ambalaje, inclusiv deșeuri incendiate. Garda Națională de Mediu a demarat o acțiune tematică care se desfășoară la nivelul tuturor UAT-urilor din țară pentru verificarea modului de colectare a deșeurilor, nu numai municipale, cât și a categoriilor de deșeuri selective, dotările existente la nivelul UAT-urilor, trasabilitatea acestor deșeuri. Încercăm în cel mai scurt timp posibil să stabilim dacă UAT-urile și-au îndeplinit ținta de deșeuri reciclate, valorificate, printr-un control încrucișat împreună cu colegii de la Administrația Fondului pentru Mediu. Acțiunile ce se desfășoară se vor finaliza cu sancțiuni contravenționale, sancțiuni care se vor aplica atât UAT-urilor, dar și societăților de salubrizare, dacă este cazul, celor care fac valorificarea deșeurilor și, nu în ultimul rând, inclusiv cetățenilor care vor fi depistați că aruncă în mod necontrolat deșeurile. Să sperăm că ne vom opri doar la aplicare de sancțiuni contravenționale și nu vom ajunge inclusiv la plângeri penale. Și noi ne-am dori ca sumele care se plătesc din amenzi mai bine să se înțeleagă că pot fi utilizate mult mai eficient prin completarea dotărilor sau pentru alte aspecte sau lucrări care pot să aducă un beneficiu mediului. Normal că aceste deșeuri care le vedem aici și care, v-am spus, se găsesc în multe alte locații, multe dintre ele sunt deșeuri reciclabile care nu aveau ce să caute. Este păcat că în momentul în care avem totuși puse la dispoziție de unități administrative teritoriale posibilități de depozitarea, aruncarea acestor deșeuri de către cetățeni în locuri special amenajate ca să poată fi preluate spre valorificare, acestea ajung la marginea localităților și, în general, cam peste tot pe unde găsim un teren liber, observăm că apar și deșeuri. Ne propunem să începem și o campanie de educare a cetățenilor. Asta este stabilit și la nivelul ministerului, pentru că se pare că de acolo trebuie să pornim.